Bună dimineața, domnilor consilieri. Așa cum ați luat la cunoștință prin convocarea făcută de domnul primar, conform dispoziției 203 din 15-11-2021, urmează a vă prezenta proiectul de hotărâre prevăzute la ordinea de zi, după cum urmează. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Scoțeni din data 29-10-2021. Inițiator, secretarul general al Comunei Dănilă, Vasile. La articolul 2. Avem proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case atribuite în concesiune în zona satului Grigore, în Comuna Scoțeni de Zbacău. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, în paranteză ROF, al primarului Comunei Scoțeni din Bacău, inițiator tot domnul primar. Acest regulament este reactualizat în funcție de legislația în vigoare. Efectiv, trebuie pus în aplicare ordonanța 57 privind codul administrativ. La articolul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7, acu 2 și acu 3 din hotărârea Consiliului Local din 27, hotărârea numărul 27 din 25-6-2021 privind stabilirea impozitului și taxelor pentru anul fiscal 2022. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport și personal didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scoțeni pentru luna octombrie, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. La articolul 6 vom avea întrebări, interpretări, informări ale primarului și consilierilor locali. În caz de consecințe, domnilor consilieri, pot să vă prezint un referat al domnului primar Anton Gheorghiță Cătălin, privind suplimentarea ordinii de zi în conformitate cu articolul 135, alineatul 8 din ordonanța de urgență 57-2019 privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare. Domnul primar, vă solicit să aprobați suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 25-11-2021 cu următoarele proiecte de hotărâre care nu mai pot fi amânate până la următoarea ședință a Consiliului Local al Comunei, după cum urmează. La articolul 1 avem proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al reprezentantului legal al UAT Scoțeni, respectiv a domnului primar Anton Gheorghiță Cătălin, pentru perioada mandatului, pentru ședințele adunării generale acționarilor ASC CRAB Bacău, cât și pentru ședința CRAB din data de 6-12-2021, deci inițiatorii sau inițiatorul acestor proiect de hotărâre este domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumului de interes local în satele Scoțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Serpeni, în Comuna Scoțeni de Zbacău, faza dale și a indicatorilor tehnico-economici. La articolul 3 este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Domnul președinte, vă înaintez documentația și să începem procedura de a dezbate proiectul de hotărâre pentru ședința de astăzi. Da, mulțumesc, domnule secretar. Bună dimineața, bună ziua, domnilor consilieri. Bine ne-am regăsit sănătoși chiar toți. După cum ați auzit, ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, o să dăm curs acestei ordine de zi, sunăm consilierii, vedem dacă facem quorum și dacă suntem de acord cu proiectele propuse pentru astăzi. Vom suna prima oară pe Avram Nuța. Alo? Alo, bună dimineața! Sărut mâna! Săndelul Ondu sunt președinte de ședință. Suntem în ședința ordinară de astăzi.
Ați luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, cred. Așa e. Haideți să trecem pe fiecare în parte. Aprobarea procesului verbal din data de 29. Scuze, prima oară dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Sunt de acord cu ordinea de zi, dar și cu suplimentarea. Da, bine atunci. Haideți să trecem la primul articol, aprobarea procesului verbal din 29-10. Dacă sunteți de acord, aveți comentarii? Da, sunt de acord. Da, la articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case din satul Grigoreni. Dacă aveți comentarii, întrebări și cum pledați la acest articol? Da, aici, la punctul ăsta, mă abțin, cunosc foarte bine situația. Deci nu vreau ca să intru prea mult în amănunte. Aș, părerea mea, dacă l-au luat în concesiune de 25 de ani, plătească am înțeles, deci vă abțineți. Da, la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului. Cum pledați? Aici sunt de acord. Da. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 și a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25 a 6 prevede modificări al codului fiscal. Da, sunt de acord. Da. La articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe transport a personalului didactic. Da, sunt de acord. Da. Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță pentru perioada mandatului, pe toată perioada mandatului, pentru ședințele adunării generale de la CRAB. Dacă... Da, sunt de acord. Așa, îl mandatăm pe domnul primar. Articolul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, Comuna Scorțeni, care este în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Deci este aprobat proiectul de noi, dar știți, e suma reactualizată cu alte costuri, cu alte norme a scumpirilor. Da, iar articolul numărul 8... proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Au mai intrat, sau au să intre, mai bine zis, niște bani pentru ajutorul de încălzire pentru locuințe în jurul datei de 17 decembrie, cred. Da, sunt de acord. Așa. Atunci trecem la articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informări ale primarului, consilier local, declarații politice, dacă aveți ceva să ne transmiteți. Nu știu cine este acolo, am depus o cerere acum numai domnul primar, către domnul primar, n-am primit niciun răspuns, dar... Am să iau legătura și... Da, am mai spus în ședința anterioară, dar supragheața din ea, să mă ajungească. S-a notat, spune. S-a consemnat. S-a consemnat. Sper. Sper în mandatul meu de președinte să primi și răspunsul. Bine. Da, mulțumim, o zi plăcută. Să rămână, sănătate. Voi sunam pe... Beța. Domnul Beța Toni. Avem telefonul închis sau? Ocupat.
Bună dimineața! Sandel Ondu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele trei proiecte, dacă... Nu pot să-ți dau, a venit în ultimul moment, nu pot să-ți dau detaliile astea eu, ca președinte. Ne-am găsit în fața faptului împlinit. Dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Sunt de acord cu suplimentarea și ordinea de zi. Da, mulțumim. Atunci trecem la primul proiect, aprobarea procesului verbal din 29-10, dacă... De acord. Proiectul numărul 2, articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobare a prețului de vânzare a celor două parcele din Grigoreni, din satul Grigoreni. Am înțeles, acele două parcele care unde sunt? Acele două parcele sunt, zic imediat că mi-am notat pe o foaie, Potoroacă și Burcă Florin. Am înțeles, market. Cinere? Da. Așa e, da. Dacă nu se trebuie să dea mai în detaliu, nu știu exact ce e acolo, ce cum e. Exact. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate. Dacă ai discuții, întrebări... Da. Abținere, abținere. Așa, articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021. Aici prevede modificări la codul fiscal pentru taxele din anul 2022. Da. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru personalul didactic. Pentru școală, da, 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 profesor și asta. De acord. Da. Trecem la suplimentare. Articolul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin, primar, pentru ședințele adunării generale de la CRAB. Pe tot timpul mandatului să fie... Da, suntem de acord, da? Da, da, da. Bine. Articolul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local din satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, Comuna Scorțeni, care este în faza Dali. Aici este prețul, deci noi este aprobat proiectul, dar acum la prețurile după scumpire. Asta prevede. Exact. Și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4. Prevede un deci banii care vor intra ajutor pentru încălzire la locuințe. Așa, iar la articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informații, declarații. O să îi comunic și o să-ți aduc răspunsul personal. În ce fază este, lucrarea? A terminat 50% din lucrare? Nu, e jumătate, da. Cam 50%. Am înțeles. Cum se află 50% din lucrare? Deci se poate circula mai bine acum, da? Am înțeles. Discutăm și trebuie să, dacă tot s-a început, trebuie... Da,
terminăm. Bine, bine. O zi plăcută să ai, sănătate. Trei, sunăm pe domnul sau doamna? Ceaușul. Ceaușul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, da? Salut, mâna! Bună ziua! Sunt de luându președinte ședință în ședința ordinară de astăzi. Ați luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele trei proiecte. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și suplimentarea. Da, atunci să trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 29.10. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord. Mulțumim. Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele. Cred că știți, la domnul Potoroacă și domnul Burcă Florin. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau... Nu. Care nu sunt de acord? Nu numai eu, pentru că am întrebat și oamenii din Grigoreni, sunt cel mai mult problemă. În primul și în primul rând, nu este atâta pământ scris de acte. În al doilea rând, sunt și la mâna discuția cea a teului care ar putea face tot la fel, să plătească înainte și alte puncte de vedere. Deci nu sunt de acord. Am înțeles. Mulțumim. La articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate. Da, sunt de acord. Cu toate celelalte, dar nu mai pierd timp, sunt de acord. Am înțeles. Mulțumim. Deci, la toate proiectele, da. În afară de proiectul numărul 2, cu 9. Am înțeles. S-a consemnat. Da. Mulțumim, o zi plăcută. Sunăm pe doamna sau domnul? Cernat. Baby, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt de luându, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele trei proiecte. Da, da. Cum pledezi? Ești de acord? Nu ești de acord? Deci ești de acord. Atunci să trecem aprobarea procesului verbal din 29.10. Dacă ai discuții, ești de acord sau nu? Da, da. Ești de acord. Articolul 2. Da. Proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren din satul Grigoreni. Domnul Potoroacă și domnul Burcă. Da, le-am studiat și alea, da, sunt de acord. Așa, articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate. Cum pledez? Da. Ești de acord? Da, da. Da, mulțumim. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25 a 6. Asta prevede modificările codului fiscal pentru anul 2022, la taxe și impozite. Da, 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 la fel, da. Da, articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic. Dacă... La fel, da. Trecem la suplimentare, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin pentru ședințele de la CRAB. Adunării Generale a Acționarilor. Fără probleme. Îl mandatăm pe domnul primar să fie acolo. Așa, articolul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, care este în faza DALI. Fără să stăm. Da. Și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe venituri. Asta prevede ajutorul de încălzire. O să intre niște bani care pentru... Da, domnul. Da, iar la articolul 9, întrebări, interpelări, declarații politice? Nu, domnule. Nu? Nu
O zi plăcută, să aveți, mulțumim! Să trăiți, mulțumesc, de asemenea! Numărul 5, sunam pe domnul? Sau doamna? Cipcă. Domnul Cipcă Ionuț. Bună dimineața! Sunt Delu Ondu, sunt președinte ședință, suntem în ședința ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele trei proiecte. Aș avea ordinea dacă se poate. Spun. Poate la sfârșit după ce a da, fără problemă. Nu pot să mă urmesc acum să fac mășinii. Bine. Și nu pot. Da, domnul Cipcă, sunam la sfârșit, are o problemă sentimentală. Obuz. Obuz. Obuz Lidia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Sărut, mâna! Bună ziua! Sunt de Londu, sunt președinte de ședință, ședința ordinară de astăzi. Ați luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte? Suplimentare cu, stai mai zi odată. Cele trei proiecte venite în ultima oră. Da. Știți despre ce este vorba, da? Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului domnului primar pentru adunarea CRAB. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la reabilitare drumuri de interes care este în faza da. Dali, adică scumpirea aia care reactualizarea prețurilor. Da, și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri, cheltuieli, ajutorul de încălzire care s-a dat la oameni da. Care o să ne intre da. Banii. Da, 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 da. Dar de sunteți de acord cu? N-am băgat pe suplimentar, n-am mai băgat aia cu avizul conform pentru unitățile de învățământ de perioada comunistă. În decembrie. În decembrie, ci că zice da, domnul secretar. Da, nu știu. Am înțeles, da. Ci că pe decembrie o să avem. Da, da. Da, deci sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentare. Da, da. Da, articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal din data de 29-10. Dacă aveți discuție, sunteți de acord? Nu, nu sunt de acord, da. Așa, articolul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportelor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare. Aici mă abțin. Vă abțineți. Da, articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a primarului. Da, sunt de acord. Da. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021. Prevede modificarea codului fiscal pentru taxe și impozite din... Da, sunt de acord. Sunteți de acord. Articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor da, de transport. Sunt de acord, mai... Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin în ședințele acționarilor. Da, sunt de acord. CRAB. Sunteți de acord și cu acesta. Da. Așa, articolul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al proiectului reabilitare drumul de interes local satele Scorțeni, Florești, Grigoren, Bogdănești, Șerpeni, Comuna Scorțeni, care este în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Aici da, prevede scumpirea care. Sunt de acord. Da, și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4. Aici ajutorul de încălzire pentru locuințe care da, o să intre da, niște da, bani. Sunt de acord, sunt de acord. Da, și articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informații, declarații politice, doamna Mihaela. Deocamdată nu, când o să ne vedem fizic față-n față. Da, am primit o propunere să facem ședințele fizic, să ne întâlnim, numai trebuie să îndeplinim să fim vaccinați. Dacă... Da, nu știu, când suntem vaccinați, suntem?
Nu pot să vă zic eu, nu pot să vă zic eu. Asta o să vadă domnul primar, cine ne invită la ședințe. Mai vorbim și ne mai sfătuim, da? Mulțumim, o zi plăcută! Și dumneavoastră, la mine. Sunăm pe domnul Zanfirescu Mihăiță. Eu să-și facă și circă. Aia puteți să reveni. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Delondu, sunt președinte ședință, suntem în ședința ordinară de astăzi. Ai luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, dacă... Suplimentarea, am studiat proiectele, dar le-am văzut. De acord cu suplimentarea, cum să nu? Da, deci ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea, da? Am înțeles. Hai să trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal din data de 29 a ședinței ordinare. Da. Am înțeles. Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case în zona satului Grigoreni. Domnul Cotoroacă și domnul Burcă. Da. Care, dar ce vreau să întreb eu, am văzut adresa făcută către prefect. Da. Și acolo spune că prin hotărârea Consiliului Local se poate dispune scoaterea de sub concesiune. Nu știu, s-a procedat la a fost un proiect de hotărâre care scoate sub concesiune? Păi nu știu, cred că acest proiect ce să zic. Domn secretar, dacă... Este, acum sunt. Conform, vă salut, domnul consilier. De ceea ce vreau să vă spun este că, așa cum am discutat și cu domnul primar și cu domnul președinte de ședință, deci contractele sunt făcute pe 25 de ani, da? Așa, deci ele pot fi diminuate conform prevederilor contractuale cu 10 rate trimestriale. Deci asta ar veni o diminuare cu 2 ani jumate. Problema este că acum contractul este în vigoare pe 25 de ani. Adresele pe care le-am înaintat noi la Consiliul Județean și la Instituția Prefectului pe latură juridică, ele nu că trebuie scoase din concesiuni. Contractul funcționează. Dar vânzarea peste termen este aprobată de Consiliul Local. Deci asta e problema. De asta ne-au și transmis problema asta să o discutăm noi prin hotărârea Consiliului Local. Deci, eu am zis că prioritar era să scoatem, nu știu, așa... Nu, n-ai cum să-l scoți, dosarul este funcționând, deci el funcționează, este pe 25 de ani. Dar problema este că dacă se face peste termen, deci trebuie să rezolvate treburile astea numai prin hotărârea Consiliului Local. Dacă Consiliul Local hotărăște să vinde peste termen, noi ca instituție executivă trebuie să ne supunem hotărârii deliberative a Consiliului Local. N-ai cum să scoți terenul din concesiune, nu. O aprobare de scoatere din concesiune.
Nu, e, acum se face evaluarea terenului, așa cum am procedat și pentru cetățenii care au fost, care deja aveau 25 de ani. Acum, noi am cerut sprijinul și lămuriri suplimentare la comisiile județene juridice, să vedem care ar fi o procedură, pentru că va veni Curtea de Conturi și o să-l întreb. Zic, băi, dar cum ați vândut voi, din moment ce nu s-au împlinit 25 de ani? Asta vreau să întreb. Adică să fie ilegalitate, vrea să scris mai bine și vorba, da, vrea aprobăm. Deci, da. Da, problema, v-am spus, da, v-am spus, problema care se pune este forma asta de interpretare că nu sunt 25 de ani. Deci aici chiar discutam cu domnul președinte, domnul primar și la contabilitate că e o chestie de interpretare și ei zice, domne, au dat-o rapid prin rezolvare la Consiliul Local. Una peste alta, au dat-o pe spinarea noastră la Consiliul Local ca să... Am înțeles, Mirița. Bine, atunci, trecem la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului. Da, da, aici aveți dreptate, pentru că noi, înainte era regulamentul întocmit în baza legii administrației 215, acum o trebuie să-l actualizăm conform UG-ul 57 pe 2019. Corect, corect, da. De, asta e problema, domnul consilier. Da. Da, deci cum plădezi? Ești de acord, da? Da, 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 consum. Așa, la articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 a 3 din HCL-ul numărul 27, din 25.06.2021. Aici este treabă, modificări la codul fiscal pentru stabilirea impozitelor și a taxelor pentru 2022. Am înțeles, am înțeles, da. Este conform, cred că, o reglementare cu ceva din Ministerul Finanțelor, nu? E o reglementare. Codul fiscal. Codul fiscal, da, da, da. Da, am înțeles. Este la mașini, peste, nu știu câte. Așa. Da. Nu, la impozit, da. Da, da, da. Da, da, sunt de acord, am văzut desigur. Și cred că este și reactualizat cu funcții de inflație. Totul, da, e conform fiscului. Da, da, sunt. Da, la articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a personalului. Da, dat. Cu școala, da, cum să nu, da, 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 da. Trecem la suplimentare. Articolul numărul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Gheorghiță Anton Cătălin pentru ședințele din Adunarea Generală a Acționarilor la CRAC. Să devină membru și reprezentant al OAP. Da, las ședințe să ne reprezinte și... Da, articolul numărul, care am zis, 7, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, care este în faza Dali. Proiectul este aprobat, este scumpirea, prețurile care au explodat și o reactualizare a devizului final. De. Am înțeles. Și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Aici e ajutorul de încălzire pentru locuințe, da, care o să intre bani. Este un singur paragraf acolo, am observat că, deci cu ajutorul de încălzire, deci atâta se referă rectificarea, nu? Deocamdată, speram la o nouă rectificare, dacă ne-o dă pe 25 decembrie. Da, 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 da. Moș Crăciun. Da. O punem tot la Moș Crăciun. Da, la Moș Crăciun poate, da, o să fie mai.
Da, Mihaiță, și mai avem un articol numărul 9. Întrebări, interpelări, informări, declarații politice. Da, asta o să discutăm când o să ne întâlnim și mai fizic, poate o să... Am primit o propunere, dacă suntem vaccinați cu toții, să ne adunăm și fizic. Acum... Da, păi, da, unți care nu sunt vaccinat, să faci test, da. Test, pise. Eu să ne întâlnim fizic, normal. Da, o să, cum am văzut că am diședință, să trăiesc fizic, că am mai văzut și la Bacău și la Consiliul Local Bacău, să trăiesc fizic. Am înțeles, da, că asta, în funcție cine ne invită la ședințe, poate să facă și cine suntem vaccinați, cine nu, teste și ne întâlnim și fizic. Ai greu, din 5 să dai 2. Mai sunt probleme astea care le-am mai trebuit discutate, să nu cum, nu știu, ce nu se informez, dar... Da, acum știți cum, e în plen, se poate, mai poate discuta de colegi, se mai poate stabili, nu a fost de reșez, cred, de comisii, dar comisii se întâlnesc numai 5. Da, mai puțin. Da, deci propunerea rămâne valabilă, urmăm să vedem cum. Am înțeles, Mihai, să mulțumim și o zi plăcută. Doamne ajută, numai bine. Palcău, pe domnul Palcău. Palcău, parcă m-am scris-o dată. Da. Palcău și Cic. Nenea Ondu, el închide parohia aceea. Momentan, clientul apelat nu poate... Să ne pricep că își mai revenim după? Da. Nu știu ce face. Salut, Ionuț, te-am resunat. Poți să vorbești acum, da? Da, da, da. Da, suntem în ședința ordinară de astăzi. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi. Da. Și cu suplimentarea cu cele 3 proiecte de hotărâre. Tu îmi pledezi dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea? Da. Da, ești de acord, da? Atunci să trecem... Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.10. Dacă ai discuții, ești de acord? Sunt de acord. Am înțeles. Stai să vedem ce trebuie aici. Deci, da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case în zona satului Grigoreni. Este vorba de domnul Potoroacă și domnul Burcă. Dacă ai discuții pe tema acestui proiect... Da, aș discut ceva. Am primit la NAP două rapoarte de evaluare teren intrabila. Da? Da. A celor două suprafețe, una de 539 de metri pătrat a domnului Burcă și 1000 de metri pătrat și a domnului Potoroacă. Am studiat un pic alte respective. Concesionarea este făcută pe 25 de ani, după cum e specificat și în actul care l-am primit, da? Da. Acea concesionare, într-adevăr, conform articolelor codului administrativ, Consiliul Local o să ia hotărârea de a scoate la... în concesiune, da, în concesiune, sau vinde parcele din domeniul statului, domeniul comun. Acel contract de concesiune nu l-am primit, ca să vedem despre ce e vorba cu clauzele respective. Îți pot zic eu două clauze care s-ar putea să fie o problemă. Deci, ei poate să cumpere terenul, una dintre clauze, poate să cumpere terenul cu 2 ani jumate mai degrabă, plătind
aferent la trimestrele pe trimestru. Și parcă asta era, nu, clauza cea mai... E contractul pe 25 de ani. Contractul este pe 25 de ani, teoretic și legal, poate să-l cumpere la 22 de ani jumate. Da, exact. Mai am nevoie de tot timpul de telefon. Exact, am fost acolo la 1, 3 sau 15, deci la 11, ceva de genul. Da. Nu știu dacă suntem în măsură de a face noi o românie prilegii, să spun așa, ca să putem da în concesiune. În concesiune, la vânzare, practic, de parcele de pământ. A fost acum ceva timp, nu de mult, aceeași situație cu cei care au luat de la CAP, nu? Partea respectivă. Dar la aia au trecut ani. A trecut perioada respectivă, adică era legal. Să nu mă lea cu tine, adică nu răspunde. Vezi cineva să mă. Aceste rapoarte de evaluare, practic am văzut, nu știu, sunt întocmite de către de aceeași firmă, de același evaluator, de pe la Târgu Ocna, ambele parcele de pământ fiind în aceeași localitate, una este dat cu preț de 1,01, 1 euro, 0,1, și una este dată cu 1,04 euro. Dar cred că nu sunt vecini. Sunt vecini cândva? Nu. Nu știu, un singur amplasament îl știu. 101 e cel care mai la stradă, 104 e cel care mai la deal, după cum se vede în poza respectivă, la fiecare raport. Rapoartele respective, într-un anumit punct, există specificația felul următor. Două secunde să și găsesc. Am înțeles. Una peste alta. Acum, în urma asta, cum pledăm? Eu mă abțin la acest, da? Acest punct, pentru că nu știu legalitatea acestea. Sunt doar aceste, deci am trecut din 25. Am înțeles. Contractul respectiv la mine a apărut și eu, adică mapa respectivă, am și ceva de la Consiliul Județean, în care este specificat niște coduri de articole acolo, adică am spus singura chestie,
A, am înțeles, Ionuț. Deci ne abținem de la acest proiect. Da, eu mă abțin la acest proiect pentru că nu sunt nici jurist, nici nu am avut timpul necesar să mă documentez, să vorbesc cu. Am înțeles. Trecem la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Scorțeni. Aici, domnul Cepcă, îmi dați voi să vă completez cu niște prevederi legale. Așa, vreau să vă spun că Comuna Scorțeni, conform ordinul primit la prefectură, sunt niște hotărâri, niște ordine al prefectului, care Comuna Scorțeni are dreptul la 25 de angajați, da? Noi în organigramă, mă ascultați un pic? Așa, prin care ele sunt prinse, că sunt ocupate, că nu sunt ocupate. Deci ele sunt prinse. Noi nu putem modifica mai mult organigrama de mai mult de 25 de persoane. Că el spune vacant, s-a ocupat, da? Ei, când se vine să face transferul sau să scoate la concurs, ocuparea acestor posturi se vor transmite atât la ITM Bacău, cât și la ANFF București. Deci ele sunt prinse, nu s-au constituit alte posturi. Ele sunt prinse în organigrama așa cum dumneavoastră ați aprobat-o. Deci ele nu suportă alte încadrări. Numai că ele sunt, în baza unui concurs, să transmit la ITM dacă e contractor sau la Agenția Națională a Funcționarului Public București, dacă ești funcționar public. Asta vrea să vă fac o remarcă. Deci, practic, era deschis postul. Sigur. Numai ele sunt, numai că acolo scrie vacant sau ocupat. Când este vacant, în urma la asta se transmite rapid. Se deschide revisalul pe ITM dacă e contractual sau dacă este PS, se transmite la ANFP în baza protocolului încheiat între primărie și Agenția Națională a Funcționarului Public. Da, ok. Da. Sigur, dar nu ne putem, că altfel ne permite prefectura să mai facem încadrări, nici să mai facem diminuări. Dacă vorbim cu diminuări, e treaba instituțiilor statului. Da, cum pledez la acest articol? Da, sunt de acord cu acest articol. Așa, trecem la articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7, a 2, a 3, din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021. Aici prevede modificări la codul fiscal pentru taxe și impozite pe anul 2022. Da, sunt de acord, sunt niște chestii care se fac normal, lasă și toată. Am înțeles. Articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a personalului didactic de la școala gimnazială Scorțeni. Trecem la suplimentare, articolul numărul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin în ședințele adunării generale de la CRA. Sunt de acord. Sunt de acord. Articolul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local satele Scorțeni, Florești, Grigoren, Bogdănești și Erpeni, care este în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici și aici prevede scumpirea materialelor reactualizat. Aici aș avea de adus niște precizări. Da. Normal, la aceste reevaluări,
costuri, de exemplu, eu ce am văzut acolo, că nu poate pot să spui ceva te potrivesc sau nu, dar actele respective ar trebui aprobate ca să meargă înainte proiectul. Dar vă zic așa, ca și diriginte de șantier, da? Ar trebui să știm și noi, ca și Consiliul Local, cine se ocupă de fiecare proiect în parte, da? Inclusiv de grădiniță, că este alie pietonală, ce mai e, ar trebui să știm și noi cine diriginte. De exemplu, vă dau un exemplu, la diriginte de șantier la această lucrare de drumuri, da? Banii care revin lui este 1.650.000 de lei noi, adică 16 miliarde. Da? Costul de a face această porțiune de drum de 10.000 de metri, adică 10 km, da? De drumuri comunale, asfaltare, da? Costul doar la drumul, fără pădeți, fără nimic, e 10 milioane de lei. Adică costul pentru dirigintele de șantier este doar din asfaltare de drum undeva 15%. Dirigintele de șantier ar trebui să fie parte, este plătit din banii respectivi, dar ar trebui să fie parte și să țină partea Consiliului Local, a primăriei, da? Nu a firmei respective, pentru că banii respectivi sunt plătiți ca el, da? Să respecte anumite reguli, anumite parametri și tot ceea ce înseamnă calitatea materialelor și tot ceea ce se face acolo. Așa că aș vrea să știu, eu personal, nu știu dacă și celălalt, aș vrea să știu și cine se ocupă ca și dirigente de șantier. Nu știu dacă în acest proiect deja este stabilit, dar la proiectele care le avem în derulare, adică pregonală, grădinița. Eu vin și suplimentez, eu l-aș și invita în ședințele noastre, care poate pe viitor vor fi fizic, ca să stea alături de noi, ca să-l cunoaștem, să știm ce mentalități și ce... Dar de obicei știu că ăștia sunt pretențioși și nu vin. Exact, cu nevitul. Ar trebui și invitat, chiar chemat în câte o ședință, nu știu, în perioadă, din orice care l-a, dar eu știu din când în când, să vedem, să discutăm de ziua asta, dar nu știu, poate sunt obiecții... Da, deci... ...poate rămâri, pentru că el, practic, imaginea noastră, adică persoana noastră delegată, ca să facă lucrarea ca. Am înțeles, a consemnat domnul secretar pentru prima ședință fizică să fie invitat și toți diriginții la ce proiect avem. Și ceea ce mai aveam de spus la acest proiect, cheltuieli, sunt multe puncte acolo prevăzute, 5, 3, 3, 8, 1, sunt multe paragrafe. De exemplu, cheltuieli diverse și neprevăzute. S-ar prețuri iarnă, știi? Destui bani. Da, deci... Sunt bani care, practic, firma respectivă ia lucrarea respectivă cu săpcaie de sarcini, cu licitații, cum se ia, și apoi apar tot felul de cheltuieli neprevăzute, care, practic, banii și ea, aceia sunt băgați în costul. Dar, la sfârșit, indiferent, dacă apar cheltuieli sau nu apar, banii respectivi rămân acolo. Dacă apar, îi face... Domnul Cipcă, dacă îmi permite să fac o intervenție. Noi aici lucrăm pe baza unui aprobarea unui deviz care știți, a mai fost aprobat odată. Acum Dumnezeu cu mila să știm cum mai sar prețurile, că poate prin ianuarie, februarie o să mai cerem un deviz. Sincer să vă spun, da, eu, deci dacă mai aveți ceva, eu nu vă invit, ca de obicei, cum vă spun. Dacă mai sunt ceva neclarități, că nici noi ați văzut, că am aprobat, mi se pare, în august, devizul. Acum, conform când s-a scos la licitație, nu s-a înscris nimeni că nu li mai permite buzunarul nici la constructori, că prețurile au luat-o și dumneavoastră vedeți cum sunt. Părerea mea, dar ori pentru oricine lămuriri, ușile la noi, la primărie, sunt deschise oricând să, pentru a lămuri situația, că nici eu nu le știu pe toate, sincer vă spun. Da, Ionuț, cum pledăm la acest proiect? Da, sunt de acord. Da? Ar trebui la fiecare... Nu ne-am notat aici. Da, 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 am notat. Am notat. Trecem la articolul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4.
Aici prevede ajutorul de încălzire pentru locuințe care s-a dat, o să intre bani prin și în buget. Da, da, sunt de acord. Da, și mai avem un articol 9, întrebări, interpelări, informații, declarații politice. Primar, poți să-l întrebi unde au pus, ce au pus, tu că au achiziționat materiale. Au pus, nu este în prezent aici. Poți să te ajut aici. Da, toate acestea poți să le discuți direct cu domnul primar, el știe ce are și... Dansurile? Da. Doar între noi dacă dansăm. Mai departe, televiziunea. Televiziunea e alături de noi, ne vezi. Ne vezi, nu live, dar înregistrat. Ședința este televizată, înregistrată și televizată. Da. Ce televizăm? Ce televizăm, practic? Televizăm că vorbim la telefon? Exact. S-a propus acum recent de consilieri care sunt vaccinați să ne întâlnim fizic. Sau cei care nu sunt vaccinați cu un test PCR și ne putem întâlni oricând și fizic. După ce am aprobat noi în buget, trebuie să știi și tu, nu s-a pus așa ceva. Nu se. Nu este pus nimic. Dar vine o rectificare, acum am înțeles, dacă o face guvernul, nou guvern. Da. Și posibil să aprobăm, să discutăm cu domnul primar, cu doamna contabilă, cu domnul secretar, cu toți de aici, să punem ceva bani și pentru așa ceva. Da. Ce am aprobat noi, n-au fost bani puși pentru așa ceva, că tot de frica pandemiei, cu toate copiii duc mai departe aceste obiceiuri, aceste... Da. Și să chinui săracii, să închiriezi o grămadă de treburi. Ar trebui sprijiniți. Ar trebui. Luați legătura cu domnul primar și forțați-i buzunarul. Da.
Da. Și ar vrea la costurile de la școală, de la aia de la școală, la ședința trecută am aprobat, s-au plătit 1.700.000 de lei, dacă nu mă șer, din 2.200.000. Vreau dacă s-ar putea să știu până la ședința următoare care e costul total și câți bani au fost plătiți până în prezent. Pentru că eu, după cum am văzut lucrarea acolo, lucrarea nu este în procent de 80% finalizat ca să se dea acțiunea masă. Da, de vorbim de centru aici, zici tu, nu? De... Alea care ține de la școală, da, a gredit. Amenajare centru. A, ăla e prins în proiectul ăla, amenajare centru. A, așa. Deci, da, da. Practic, păi în fața grădiniții nu este terminat, încă mai dup- deci după terminarea grădiniței, cred că o să... Nu este terminată, dar dacă noi avem o lucrare... Să-mi dați banii în avans? Deci ce zice doamna contabilă, bani nu sunt dați în avans decât pe ce s-a lucrat. Eu vă spun așa următor. Alea, eu cum am văzut era și în proiectul inițial cum a fost și cum este în stadiul acesta, alea ar fi trebuit să fie undeva la 80%. Da? Eu din ce văd eu acolo e undeva la 50%. Nu pot să-ți dau eu procentaje. Eu vă dau un exemplu, da? Simplu. Am plătit 80% din bani, în loc de 50% cât e lucrare, da? Aici, da, dirijintele de șantier a spus că nu a făcut lucrarea, ok, dar noi l-am zis pe cap, dirijintele de șantier, exact cum am zis pe amării. Discuția cu doamna contabilă a fost, nu s-a dat niciun ban în avans față de lucrarea... Este situație de lucrări care este vizată de dirigintele de șantier, care este specialistul în domeniu. Deci aici nu pot să mă exprim eu că am dat în avans bani sau nu. Deci el răspunde, nu răspund eu de cantități. Păi asta o discutați cu domnul primar, vreți să vorbiți cu dirigintele de șantier, îl sunați, vorbiți? Banii sunt făcuți, sunt plătiți undeva la 80%. Vă dau un exemplu simplu. Cum a fost și la baza sportivă, la un moment dat. Firma care a luat 80% din bani, lucrarea a dus la 50%, da? În iarna asta nu mai face nimic, la primăvară ar trebui să apuci. Intră în faliment. Noi am rămas cu banii 30% dat în plus. Lucrarea ne-a fiind finalizată până în domeniul respectiv. Cine răspunde? Și trec și atunci. Dirigentul de șantier, deci, în urma raportului dirigintelui de șantier, intră el penal dacă lucrarea este mai puțină față de cât a declarat. Este simplu. Da, simplu vă spun și că dirigintele șantierului nu a făcut nimic de partea noastră din punctul meu de vedere, pentru că el deja, fiind acolo prezent aproape continuu la lucrare, s-a făcut armătura respectivă, care armătura respectivă nu o să ajute cu nimic la drumul care va fi făcut către grădinița în sus. Nu știm, asta ne depășește pe noi ca și calitate. Păi da, depășește ca și calitate, zbor aruncat în plus, aiurea. Era mai bine să nu facem. Nu, e bine să facem, dar să ținem control și chestiile, dacă nu ajungem cum am ajuns la baza sportivă. Când s-a intrat în litigiu cu firma respectivă, discuții și tot felul de probleme și apoi am început să căutăm alte firme să ne facă acoperiș. Dar nu era nimeni de vină că societatea care a câștigat licitația la baza sportivă a intrat în faliment. Păi cine era de vină? A fost o licitație, firma a câștigat corect. Primăria trebuia să încheie contractul cu firma respectivă. Când mai târziu au intrat ei în faliment, asta e o altă problemă. Nu poți să știi dinainte că firma intră în faliment și tu nu mai închei contractul. Cine asta spun, doamnă, poți anticipa? De și discuțiile din partea primăriei cu dirigintele șantier, adică să fie corect și concret asupra actelor și asupra plăților care trebuie efectuate. Să nu ne trezim că tot timpul noi impus nu știu cât, legătura cu firma constructoare, cu dirigentul de șantier, o ține domnul primar, că el este ordonatorul de credite. Trebuie să evităm chestia asta cu instanță, cu atașa de durată și o să rămânem și nici cu lucrarea făcută și în instanță și nici cu banii. Țineți legătura cu domnul primar, că el reprezintă unitatea administrativă. Da, ca și propunere, să tragem o concluzie, am vorbit asta, ca și propunere, ce propui?
Am consemnat, am consemnat că o să-l invităm la ședință, când o să ne întâlnim fizic. Da. Da, altceva. Vă spuseți-mi eu, am zis de mai multe ori și am văzut că s-a făcut drumul de la școală, cu șanță respectivă. Am văzut că s-a făcut grilaj, s-a făcut tot. A fost plătit. Da, și normal că a fost plătit. Da? Da. Da? Da. Deci ar trebui să o vedem în următoarea... O să fie într-o execuție bugetară. O să apară ca cheltuială, execuția bugetară la trimestru 4. Ok. Bine, cam atât am avut de spus. Da, mulțumim, o zi bună! Sunăm pe domnul Palcău, Adrian. Da, pe acasă? Ei, răspunde. Da? Bă, îmi place, e interesat băiatul de... A, așa da. Trebuie să fii, tăți consilieri. Da, să vină și aici, să mă ceară la ce imediat le găsești. Da? Vi treaba mea, plăcut. Ei, dă mai frumos pe cameră. Bună ziua! Adrian Ondu sunt, Săvel Ondu care mă cunoaște, suntem în ședința ordinară. Dacă ați luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, am luat la cunoștință ordinea de zi. Ești de acord, da. Mulțumim. Trecem la articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.10. Deci suntem de acord. Articolul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren din zona satului Grigoreni, domnul Poturoasă și domnul Burcă. Am văzut de trecut, am văzut că domnul primar a anunțat și o instituție de Deci ești de acord. Așa, articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a primarului. Da, 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 sunt de acord. Da, articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 și a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021. Care prevede modificări la codul fiscal pentru taxe impozite anul 2020. Am văzut că au stabilit alt curs de vânzare-cumpărare al euro și implicit să modifică și aceste puncte, da, sunt de acord. Așa, articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a personalului didactic. Da, sunt de acord. Nu, mai continuat am în față desfășurătorul, știu ce scrie în el, sunt de acord. Așa, la suplimentare... Articolul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al... Da, 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 sunt de acord. Da, articolul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Știu că l-am mai votat odată, dar nu mai țin minte că te-am căutat. Era cu prețurile cum erau înainte, nu știu exact să-ți dau. Îl găsim în HCL. Dar îl găsim în HCL. Da, 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 sunt de acord. Dar nu am zis că poate știți dumneavoastră că eu l-am căutat și n-am mai găsit hârtire. Dar sunt de acord. Ei, ăștia cu cât? Au scumpit cu 100%, cred. Era jumătate. Da, da, da. Da? Și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului, nu, ăsta ți l-am citit, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4, care prevede ajutorul de încălzire pentru locuințe. Da, 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 am văzut că am intrat 180 de lei, se duc pe ajutor de încălzire.
Așa, și articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informații, declarații politice. Da, este domnul primar acolo să-mi răspunde doar la o întrebare, că tot acel nu mai țin minte. Îl avem pe domnul secretar. Da, este în implementare. Acum este în faza de implementare, da? Da, păi este dat, este încheiat contract cu o bancă și este dat la Nichita Diana, la impozite și taxe. Da, 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 știu că până la sfârșitul anului de decembrie anul trebuie să fie implementat, nu? Păi? Ceva de genul ăsta. Are în sarcină de serviciu, trebuie să implementeze. Depinde, asta înseamnă ghișeul da, control. Cei care doresc și cei care vor, dar este un lucru bun și nu știam dacă asta fi pe implementat sau nu. Știu că stabiliți o dată un comisie. Da, este. Nu mai știam dacă este implementat, doar atât vreau să spun. Nu este finalizat, din câte știu eu, nu știu ce a mai făcut colega, dar este încheiat contract cu banca, este, deci sunt deschise conturile la bancă. Deci... Ah, e ok. Bine, da. Dar mulțumesc. Cu plăcere. Și ar mai avea o întrebare. Domnul Sătăr, știu că a venit la noi odată în Consiliu domnul cel cu, cum ai zis, Calea? Da, domnul Calea. I s-a rezolvat problema? Păi s-a lucrat acolo, ce informație am, nu s-a lucrat la fosa asetică. S-a lucrat și încă se mai lucrează. S-a lucrat și încă se lucrează. Este firmă ceva? Da, este o firmă. A luat legătura și cu domnul Caleab ca să nu mai fie discuții. Și deci am întrebat, atunci nu am impresia că a venit la un consiliu și am zis că oamenii nici consiliul nu reușit să mă ajute. Nici nimeni măcar să aibă, nu să fie cu inima păcată, că s-au făcut toate demersurile necesare. Da, nu, deci firma care construiește acolo a luat legătura și cu domnul Caleab ca să cadă de comun acord, să nu mai fie discuții și domnul Caleab să nu ne mai facă reclamații și cu domnul primar au discutat. Mai multe nu pot să vă zic, știu că se lucrează. Da, nu, e suficient, dacă știți că s-au demarat lucrările în trimisa asta, e ok. Da, da. Cu plăcere. Sănătate, mulțumim și noi. Sănătate. Cuvântul lui domnul președinte. Acum să așteptăm și... Așa, deci eu sunt de acord cu toate proiectele. La proiectul numărul 2, cel cu casele, domnului... Burcă și domnului Burcă Potoroacă. Și domnul Potoroacă. În prealabil au concesionat terenul și au făcut case. Sunt de acord cu vânzarea ca să fie proprietar. Dar cum au mai zis și colegii și cum am menționat și eu, ei poate să le cumpere legal după contractul care l-au făcut la cumpărare cu 2 ani jumătate înainte de termen, plătind pe acele trimestre. Deci să se consemneze, sunt de acord cu acest proiect, dar ca să fie în legalitate, după părerea mea, ar trebui să plătească toți anii rămași până la data de, până la 25 de ani, ca noi Consiliul Local să nu avem vreo problemă legală. Asta este părerea mea. Deci să plătească fiecare cât i-a rămas până la 25 de ani, pe fiecare trimestru cât asta. Dacă sunt de acord și ei, eu votez cu da, numai cu această mențiune. Păi da, ori da, ori vă abțineți. Sau cum să facem aici, cum trecem? Dacă în, sunt de adică cum să zic, dacă sunt de acord cu asta, deci plata pe toți anii până la 25 de ani. Păi nu știu, păi ori da, ori vă abțineți, ori nu. Adică sunt trei răspunsuri. Da, deci atunci mă abțin. Așa. Și o să revenim acestui proiect de hotărâre, că nu stă
trebuie să se facă mâine, o să revenim asupra lui, că nu putem să luăm, deci cum zice în contract, ei poate să cumpere cu 2 ani jumătate înainte, trimestrele alea, câte? 10 trimestre sau cât? Da, 10 trimestre. 10 trimestre, da? Ca să fie legal și să fie și cu cei care au plătit 25 de ani, nu putem la 15 ani de zile să plătească numai pentru 2 trimestre și restul de ani. Dacă așa a fost făcut contractul, sau modificăm contractul care este. Contractul este în derulare, nu e foarte deci, greu. Tot e hotărârea Consiliului Local sau și iară intrăm în polemică. Dar o să vedem când facem calcul, să vedem câte persoane sunt absent, câte sunt, câte persoane sunt Petru și atunci o să lămurim situația sub aspectul ăsta. Da, ca și încheiere de ședință, să consemnăm, deci s-au aprobat... Două secunde, da. S-au aprobat toate proiectele la abținere. Proiectul numărul 2. Avem, să luăm așa, numărăm, deci 1, abținere 2, 3, 4. 4, 5, 6, 1, 6, aici o să fie 5, că avem 1 cu 1 aici, da? Deci aici vine 1, 2, restul o să abține. Deci avem două voturi, cu nu la proiectul numărul 2, ai caselor. Nu, două voturi, da? Două voturi, cu nu, și abțineri avem 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 abțineri. Deci nu a trecut. Deci 6 abțineri cu 2 voturi, avem 8 voturi. Și mai avem parte din partea domnului Beța Toni la proiectul numărul 3, o abținere. La proiectul numărul 3, o abținere. O abținere. Abținere, cu rof. Nere. Rof. Ok, restul înseamnă 12 pentru. Da, domnul președinte, am declar închisă ședința de astăzi, am făcut quorum. Da, 13 cu 13. 13 cu 13. Mulțumim și o zi plăcută. Mulțumim, domnul președinte, ne vedem cu drag.